Eu vreau să vă zic că acestea sunt niște speculații, când politicienii noștri spun că noi avem susținerea României, dau nume și zic că și Germaniei. Deci sunt, de fapt, niște trucuri, niște minciuni, fiindcă eu discut, practic, săptămânal cu prieteni din Germania, acolo unde au ei relații, eu am prieteni în Bundestagul german și pur și simplu pe eșcherul de dreapta acum încă nu este o claritate, deci ei nu văd o alternativă reală la aceste trei partide, dar acești oameni și din Parlamentul Germaniei și reprezentanții misiunii diplomatice cu care eu discut, ei deja vorbesc cu termeni deschiși. Eu nu mi-am închipuit, de exemplu, 5 ani în urmă, când un ambasador, un vice-ambasador spui bandiții ăștia, criminali ăștia trebuie deja să dispară de pe arena politică. Poate ei nu o spun la diferite conferințe, dar știu exact acum o săptămână au fost în Parlament la noi, au discutat cu diferiți președinți de fracțiune, de comisii. Și au spus franc, noi nici măcar nu recunoaștem, deci acest guvern este legitim. Deci toate misiunile diplomatice așteaptă acum să apară ceva nou.